Bine ați revenit! Întâi am de dat răspunsul la următoarea întrebare. V-am demonstrat că lumina reflectată de o suprafață este proporțională cu aria suprafeței. Dar astronomii vă pot confirma că luna plină este cam de 9 ori mai strălucitoare decât luna în faza de pătrar, adică în cazul în care vedem jumătate din suprafața ei. Deci luna plină reflectă spre Pământ cam de 9 ori mai multă lumină decât atunci când vedem jumătate din ea. Și întrebarea de azi este de ce? De ce reflectă luna plină mult mai mult decât dublul luminii reflectate când este luminată doar jumătate din ea? Vă dau întâi răspunsul sub forma unui experiment. Priviți această suprafață în timp ce schimb unghiul sub care cade lumina pe ea. Ca să puteți observa mai ușor cum se schimbă poziția sursei de lumină, am pus un marker, iar umbra lui vă va arăta direcția sursei de lumină. După cum vedeți, strălucirea suprafeței se schimbă foarte puțin în funcție de unghiul de iluminare și se schimbă deoarece sursa este aproape de suprafață. Dar în cazul Soarelui, care este la vreo 150 de milioane de kilometri de lună, unghiul de iluminare schimbă și mai puțin strălucirea. Acest lucru se întâmplă deoarece o suprafață cu foarte mici neregularități, aproape perfect plană, cum este cea pe care o vedeți, împrăștie lumina care cade pe ea, indiferent din ce direcție vine aceasta, în toate direcțiile cam cu aceeași intensitate. Lumina împrăștiată în acest fel se numește lumină difuză. Dar să punem niște obiecte pe suprafață. Priviți ce se întâmplă acum. Când lumina vine oblic, obiectele produc umbre cu atât mai lungi cu cât e mai mare unghiul pe care îl face lumina cu verticala. Din cauza acestor umbre, suprafața pe care cade lumina se face tot mai mică pe măsură ce crește unghiul sub care vine lumina. Ceea ce înseamnă că pe măsură ce crește unghiul și lumina reflectată va fi tot mai puțină. Unii ar putea spune că pe lună nu sunt obiecte. Depinde ce înțelegem prin obiecte, dar luna are relief. Pe lună există pietre, bolovani, coline, dealuri, mai există și foarte, foarte multe cratere și mici și mari, și în interiorul acestora apar de asemenea umbre. Și acum vă rog să priviți cele două imagini ale lunii. Când este lună plină, pe o mare parte din suprafața pe care o vedem, cam cea din interiorul cercului roșu, razele soarelui cad perpendicular pe suprafață sau aproape perpendicular. Asta înseamnă că în această zonă nu avem umbre sau avem umbre foarte mici, foarte scurte. De aceea, această suprafață este mult mai strălucitoare decât suprafața de la marginea discului lunii, acolo unde razele cad oblic. Și acest lucru se poate observa în această fotografie, dar destul de slab din cauza felului în care este reglată sensibilitatea aparatului fotografic. De fapt, în cele mai multe fotografii, această diferență de strălucire nici nu se observă. Dar vă rog să priviți când veți avea ocazia luna plină și veți vedea acest efect. În cazul lunii în faza de pătrar, pe aproape toată suprafața pe care o vedem avem umbre, cu atât mai lungi cu cât suntem mai aproape de linia care desparte zona luminoasă de cea de întuneric, adică desparte ziua de noapte. În această fotografie puteți vedea cum apare relieful când ne apropiem de limita despre care am vorbit, de linia care desparte lumina de întuneric și care în astronomie se numește terminator. Relief există și pe restul suprafeței, dar el devine vizibil doar în zona în care razele soarelui cad oblic, adică este dimineață sau seară, deoarece acolo umbrele devin suficient de lungi ca să poată fi observate. În concluzie, când luna este în faza de pătrar, suprafața iluminată este mult redusă din cauza umbrelor. Umbrele pietrelor, bolovanilor, dealurilor. Aceste umbre sunt prea mici ca să le vedem de la această distanță, de la 380.000 de kilometri, dar ele există și fac
ca suprafața pe ansamblu să fie mai puțin strălucitoare. Deci, suprafața lunii pe care ajunge lumina soarelui nu este doar de două ori mai mică decât în cazul lunii pline, ci mult mai mică din cauza umbrelor. Procentajul din suprafața lunii orientată spre pământ în fază de lună plină, pe care ajunge lumina soarelui, fiind mult mai mare decât procentajul iluminat din suprafața pe care o vedem în faza de pătrar, evident că și lumina reflectată de lună care ajunge pe pământ este mult mai mare în cazul lunii pline decât în cazul lunii în faza de pătrar. Acest efect, combinat cu faptul că în faza de pătrar vedem doar jumătate din suprafața pe care o vedem când e lună plină, face ca în cazul lunii pline să se reflecte spre pământ nu de două ori mai multă lumină cum ne-am așteptat, ci de aproximativ 9 ori mai multă lumină. Iar strălucirea este direct proporțională cu fluxul luminii care vine de la un obiect și din această cauză strălucirea lunii pline este cam de 9 ori mai mare decât strălucirea ei atunci când vedem jumătate din ea. Întrebarea de azi este foarte ușoară pentru cei care se pricep la arme și pentru cei care se pricep la fizică. Să vedem. Presupuneți că suntem pe lună, așa cum vedeți în desen, și avem o armă care în momentul în care trage, deci atunci când glonțul iese din țeavă, când pleacă glonțul, emite un semnal radio. Imediat o să vedeți ce face acest semnal radio. Mai avem și o bară metalică pe care poate aluneca fără frecare un cilindru metalic greu, găurit de-a lungul axelui de simetrie. Vedeți acest lucru în desen. Inițial, cilindrul este blocat pe bara verticală printr-un mecanism care îl ține, nu îl lasă să cadă. Semnalul radio pe care îl emite arma în momentul tragerii deblochează mecanismul care ține cilindrul. Așa că exact în momentul în care glonțul iese pe țeavă, cilindrul începe să cadă. Să presupunem că arma are în momentul tragerii țeava orientată exact pe direcția cilindrului, adică dreapta pe care se găsește țeava armei trece și prin cilindru. Este linia punctată din desen. Observați că n-am spus că țintim cilindrul. Cei care au pregătire militară știu de ce, dar eu nu vă pot spune acum de ce, pentru că într-un fel v-aș da răspunsurile la întrebările care urmează. Vom vedea data viitoare de ce n-am spus țintim cilindrul. Deocamdată, rețineți că dreapta pe care se găsește țeava armei trece prin cilindru, deci glonțul pleacă exact pe direcția cilindrului. Înainte de a pune întrebările, vreau să precizez faptul că am ales ca loc de desfășurare a acestui experiment mental, luna, dintr-un singur motiv. Pe lună nu există aer, deci este vid, așa că nu vom avea forțe de frecare care să acționeze nici asupra glonțului și nici asupra cilindrului care cade. Deci nu există alt motiv pentru care am ales luna. Dacă am face experimentul pe pământ și n-ar fi aer, răspunsurile la întrebările care urmează ar fi exact aceleași. V-am spus acest lucru pentru ca nu cumva informația că experimentul are loc pe lună să vă pună pe o pistă falsă în căutarea răspunsului, așa cum se întâmplă de multe ori atunci când avem informații irelevante. De pildă, să vă gândiți la faptul că atracția lunii este mai slabă. Nu, răspunsurile n-au legătură cu acest lucru. Pe scurt, să nu pățiți ca în cazul întrebării de ce poartă pompierii bretele roșii. Dacă știți răspunsul foarte bine, dacă nu, vă rog să așteptați până în săptămâna viitoare, dar nu aceasta este întrebarea. Și acum urmează întrebările. Presupunând că distanța de la armă la cilindru nu este atât de mare încât cilindrul să ajungă pe sol înainte ca glonțul să ajungă la el, întrebările sunt atunci următoarele. 1. Dacă tragem cu arma, glonțul lovește cilindrul? 2. Dacă tragem cu arma, dar mecanismul nu funcționează, nu dă drumul cilindrului să cadă, glonțul lovește cilindrul.
Vă rog să alegeți răspunsul pentru ambele întrebări din variantele care urmează. În aceste variante, prin distanță, se înțelege distanța dintre armă și cilindru. A. Întotdeauna, indiferent de distanță. B. Niciodată, indiferent de distanță. C. Depinde de distanță. Succes! Pe săptămâna viitoare!